Salut, eu sunt MNM și în acest vlog am o surpriză extraordinar de mare. Gata, am terminat-o cu ride sharing-ul, mă apuc de delivery, livrări la restaurante. Ok, avem treaba, lasă prostile. Da. Da, de fapt nu mă apuc eu de livrări, de delivery, de restaurante și chestii de-astea. Se apucă soția, vă prezint, Sara, Sara Comunitate YouTube, știi? Salută! Salută! Bravo! Da, ea se apucă de fapt de delivery, de livrări, etc. Dar în această primă zi de muncă a ei, am decis să mă ocup eu de treaba cu condusul și mai ales de documentat tot ce se va întâmpla într-o zi aproape full, de circa 6 ore. Nu știu exact cât va ține această zi, dar probabil în jur de 6 ore. Pe scurt, vom vedea cât se câștigă din livrări. Vom vedea, bine, e vorba de o singură zi, deci nu o să fie neapărat foarte relevant. Vom vedea câte comenzi reușim să facem, în cât timp, câte comenzi pe oră. Știm toată treaba, cum funcționează pe ride sharing, cum am mai făcut vloguri despre ride sharing cu niște statistici, cu niște cifre. Vom vedea și în această zi, primă zi de delivery a soției mele. Bra! Este ora 10:10, am mers până la magazin, am pierdut ceva timp, câteva minute. Intrăm pentru prima dată online. Trebuie să aprobăm chestii pe aici. COVID is on the air. Este prima dată când intrăm online pe aplicație. Intru, de fapt, eu în locul ei, în fine, ceva de genul. Da, suntem online, oficial. La ora asta evident că nu prea e de treabă. Suntem aproape de Park Lake, de mall. Deci teoretic ar trebui să fie ok, chiar dacă abia a deschis. În fine, habar n-am, nu știu nimic, nu știu strategii, nu știu absolut nimic. Experimentăm totul cap-coadă. Revenim cu prima comandă. Vai, fai colo chevoi. Dar mi-a cu acest o mări. Colo chevoi se mări repede. Nu-mi dă e clientii, mă. Revenim cu prima comandă. Bă, noi avem o experiență, nu știu, habar n-am cum funcționează treaba asta, dar am intuit, teoretic e logic, că trebuie să stai pe lângă mall-uri. Eram, cum am spus, aproape de Park Lake, între timp am venit la Park Lake și după vreo 20 de minute per total de așteptare când am deschis aplicația, a intrat prima comandă de la un restaurant de aici, din Park Lake. 8 minute, 4 km până la client. Habar n-am cât este tariful, probabil la final vom afla, deci experimentăm împreună. Am ajuns la primul client din această primă zi de livrări, prima comandă, deci îmi aștept soția care s-a dus să livreze treaba și să vedem cu bacșișul cum stăm. Asta o să fie întrebare la fiecare cursă, cât a fost bacșișul, e foarte important. Bacșiș? 3. E bine, am uitat să controlez și deci să specific cel mai important lucru pe lângă bacșiș, adică costul cursei, tariful, și anume în cazul de față surprinzător, chiar wow, nu mă așteptam să fie vorba de 19,71 lei de bani pentru 5 km, adică spre 4 lei pe kilometru în cazul ăsta, foarte tare. 20 minutes later. Seara femeie era così identica. Sì. Si. Ti somiglia tanto da piccolo quando hai fatto è identico a Eddie, identico a Eddie, cioè no, a te pure. A few moments later. Rouge Unlimited Double Touch Milano 100 lei. 52 lei. Ci sto, 52 ci sto. E quello è buonissimo, non puoi capire. Ti dura tantissimo, c'è un altro da. Fammi vedere un po' se hanno altro da. 2000 years later. Ok. Che cosa paghi là? 40. 40? Sì, ma siamo fermi da montura. A few moments later. Salut, io sono Bene Messi. Scusa della polizia che ho preso la multa. Ma che c'è? Sì, no, questa. Sì, grazie. Motivele pentru care eu m-am întors. De ce trăgeam? Teocuri cu banii mei de 2-3 milioane. Bune, sunt rimas la un cel de 36.000. Au perso 15.000 la like. One eternity later. Ma che noia, veramente è emozionale. Sì, tanta noia. Nu e tanto sonno. Un mic update după singura comandă primită în interval de o oră și jumătate de când suntem activi. M-am plasat în față la Ocean Titan, aproape de Park Lake dacă e cazul, și personal m-am luat cu somn rău de tot. Ți-e somn? Da. Da, ne e somn. Meanwhile. 26 27 28. Cosa stai cu tenere? E vlog che cancero. 28
por 79. Quanti vloggai in totale per questo? Una sessantina. Meanwhile. Degli ha contratto con Antena 1 comunque. E sicuramente ogni anno glielo chiedono però. Non lo fate che costa troppo. Non lo comando. 6 minuti. Qua dentro. A intrat în sfârșit a doua comandă, incredibil, doamnelor și domnilor, nu pot să cred. Ce este cel mai tare însă este că am nimerit a doua locație, deoarece aici unde suntem trebuie preluată cea de a doua comandă. M-am repetat, mă repet, dar sunt super mega deconcentrat. Nu s-o obișnuit să stau atât de mult degeaba. Ale prostă piove. Că e moința în invern, neve, că ți-vă. Gheaciu pe terapie. Îți scapă pe spugiu, acolo, dar, neve, da, si. La montagne. Nu, da, nu, acolo, ce stai pe rămâne, cu nici cu nicoza dietă? De ce vede? Nu, 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 că te lo meriti. Cosa vuoi de? Eu? Eh? Nu, ti sto dando indicazioni, suggerimenti su... Vai! E più grossa della Smart comunque. Bacșiș? Nimic. Cum nimic? Hai înapoi. Nimic în... 13 lei 64 pentru 2 km. Între timp s-a deblocat situația, a intrat a treia comandă. Este ora 12:30, deci este ora de prânz. Ca atare mă aștept ca până la 4:30 când ne vom opri să dăm din comandă în comandă. Sperăm. Bacșiș? Nu știu, respect. Nu știi? Nu știu. 9. 9 lei bacșiș, wow. Asta e tare. De telefon? 6. Încă o comandă a patra bucată. Și hai să vedem tariful ultimei livrări, 16,66 lei. Plus bacșiș, suntem la 50 de lei plus 12, 62 de lei. 3 comenzi. Nu-i rău. Următorul restaurant pentru a patra comandă la nici un kilometru. Oricum, din ce observ până acum, cel mai tare lucru din toată treaba asta este să vezi ce comandă oamenii, ce mănâncă oamenii și mai ales cât plătesc pentru ce comandă. Interesant. Pentru gurmanți ca mine, chiar e interesant. Cea mai tare chestie este că livrarea asta pe care o facem acum, adică a patra, este la sediul unei firme de delivery concurente celei cu care lucrăm noi acum. În fine, cu care lucrează ea, de fapt, că eu acum fac muncă voluntară. Deci, practic, o firmă de delivery livrează către altă firmă de delivery. Livrează cu altă noastră. Ce n-ar avea pe restul scris pe sotă. Invenție 43. Alo? Bună ziua, domnul Negoiță? Da, să rămână. Sunt asistenta de la Cușa. Da. Edi are febră. Ok, venim să luăm în, nu știu, jumătate de oră. Comanda. Chiudi l'applicazione. Perché? Ho preso una comanda. Perché dobbiamo andare a prendere Edi? Perché? Perché c'è la febbre. Ha la febbre? Come fai? Niente, facciamo questo e basta. Da, tocmai a fost una de la Cresce că ar fi ok să mergem să luăm pe copil, întrucât are un pic de febră. Ca atare mai facem comanda asta. Soția a preluat comanda și nu poate fi anulată. Și treaba se termină mai devreme și mai repede decât era prevăzut. Din păcate. Bine, nu cu mult, cu 2 ore maxim. Dar totuși, în 2 ore mai făceam 5-6 comenzi teoretic. În fine, asta este. Revenind, 12,58 de bani ultima comandă. Bacșiș la ultima? Nimic? Bacșiș? Nimic. Bun, acestea fiind spuse, am încheiat ultima cursă a zilei, adică a 6-a. Totalul de 97 de lei și 63 de bani. Ultima cursă, 1,5 km în centru, a durat mai mult decât toate celelalte 14,60 lei și 1. Mai adăugăm 12 lei bacșiș și suma asta reprezentând echivalentul pentru 29 de kilometri și câteva ore de muncă, în fine, 6 livrări finalizate.
E bine, e interesant, merită, pot spune, dar personal nu aș face niciodată această treabă. Abia aștept să mă întorc la ride sharing-ul meu. Traficul în centru este incredibil. De fapt, nici nu e vorba de trafic, pentru că nu e trafic, de fapt. E vorba de șoferi prea buni. Înțelegeți voi ce de înțeles. Mai și picură, asfalt ud, n-ai cum, nu, e complicat rău. În fine, ideea este că așa a arătat prima mea aproape zi de livrări în compania soției. Deci nu, efectiv, nu, e incredibil cum conduc oamenii azi, acum, cel puțin. Spuneam, așadar, acestea fiind spuse, astfel a arătat prima mea zi de livrări. De fapt, aproape zi, pentru că a fost mult mai scurtă decât ne-am fi dorit. Soția își va continua treaba în această superbă, mirifică și nouă meserie. Încercăm să ne descurcăm cum putem printre, cum ziceau paraziții sau chelul, nu mai știu, slalom printre, așa. Deci, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați, dați un like, să-l distribuiți, să vă abonați la canal, să aprindeți clopoțelul, să mă urmăriți pe TikTok, Instagram și Facebook, căutând eu sunt MNM peste tot. Și sperând că o să iasă ceva decent și plăcut ochiului acest vlog așa cum este, atât cât este, vă invit să ne revedem data viitoare. Ultima chestie, vă mulțumesc pentru pragul de 1000 de abonați, atât de important, atins după doar 7 luni de activitate pe noul meu canal de YouTube. Vă mulțumesc, vă pup, pe data viitoare, pa!